viitoare. Ce ar însemna aceste alte măsuri? Ce înseamnă cred că cel mai bine este să ne terminăm discuțiile și să avem toate cifrele din interiorul guvernului și pe urmă vom lua decizia politică pe care mai mult ca sigur că împreună cu primul ministru o să venim la presă și o să anunțăm ca este să afle toți românii. Această majorare a... Cer că este nevoie să venim cu anumite măsuri. 13,8 inflația, o creștere record și am văzut că previziunile făcute de guvernatorul BNR nu sunt tocmai optimiste în următoarea perioadă. Sunt două lucruri. Ce măsuri sunt, trebuie luate? În primul rând, inflația aproape 42%, m-am uitat și eu pe cifrele de la INS, sunt inflația influențată în continuare de prețul de la energie, pentru că nu s-a reușit companiile să închidă toate compensările. E posibil că dacă Ministerul Energiei închide acest capitol cu compensările energiei, inflația să mai scadă. Urmând, pe urmă, să facem față inflației care vine din zona euro. Când am putea vedea o inflație mai scăzută? Este posibil. E în funcție de cât de bine se mișcă Ministerul Energiei este în perioada următoare. Este record această inflație? Credeți că măsurile care au este fost record, luate până acum... Este record în toată Europa. Da. Eu, în punctul meu de vedere, gândiți-vă dacă nu s-ar fi luat aceste măsuri, unde s-ar fi ajuns? Domnule președinte, Consiliul Fiscal recomandă eliminarea acelui TVA diferențiat pentru produsele alimentare, una dintre soluțiile care încurcă oricum... Sunt mai multe măsuri fiscale pe care cred că va trebui să le luăm, să le prezentăm până în 1 iunie, după cum bine știm. Codul fiscal trebuie modificat cu 6 luni înainte, ca viitorul buget de stat să-l construim pe măsurile luate de la 1 iunie cu efecte de la 1 ianuarie. Rămân la părerea în continuare că cel puțin în zona prețurilor la energie ar fi trebuit venită cu o reglementare și ar fi avut efecte imediate. Compensarea, după cum vedem, a creat un decalaj până se văd efectele. Dacă am fi venit cu o reglementare, efectele ar fi fost de a doua zi. Poate n-am fi ajuns la această inflație. Nu are la discuția cu reglementarea? Adică ai insistat pe reglementarea? Nu, încercăm totuși să... E cât mai mare eficiență. Vedem că încă 42% din inflație se datorează prețului la energie. Din cauza că nu s-a... Există. Și azi dimineața am avut o discuție telefonică destul de prelungită cu primul ministru al României. Dar este și... Nu pe reglementare. Situație pe absolută. Și care ar fi? Bun, ați vorbit haideți să nu exagerăm. TVA diferențiat. Nu, trebuie făcută o analiză foarte clară până la 1 iunie. Aici, exact, mai este timp. Suntem în mai. Domnule președinte, introduceți noi taxe și impozite. Florin Cîțu este cel care a venit cu varianta asta. Până la finalul anului ar trebui să introduceți. Nu, toată lumea vine mereu că vom avea o colectare mai bună. S-a îmbunătățit colectarea și noul șef al ANAF-ului chiar și-a luat o perspectivă bună în acest moment. De 2 miliarde de lei. Există și o redimensionare și o reașezare a impozitelor, astfel încât să fie o colectare mai bună. Dar asta nu înseamnă că mărim taxele. Dar impozitul progresiv îl susțineți în continuare? În continuare, categoric. În privința colectării de la cu deductibilitățile necesare. În momentul în care a introdus impozitul progresiv, vă dau exemplu numai în zona de sănătate. Este asigurarea de sănătate, asigurările pe viață să fie deductibile, astfel încât să nu fie impozitat acel venit. Mai mult, știm foarte bine, la asigurările pe viață și de sănătate, deja avem și o sumă care se duce la pilonul 3. Mai mult, mai avem și o economie datorită acestor asigurări la bugetul de stat, la casa de asigurări, către serviciile private de sănătate. Deci, ori intrăm într-o logică cum este toată lumea și toate țările dezvoltate, ori încercăm să ne mințim în continuare, cu această cotă unică, care nu mai este unică, de fapt. Este discuția, pentru că tot cu 6 luni înainte trebuie să veniți și cu această modificare, dacă aveți de gând. Există discuții și sunt ferm convins când vom lua o decizie,
vom ieși împreună și o vom anunța. Mulțumesc mult. O scurtă cu încasarea TVA, pentru că avem o mare problemă. Nu sunt nici ministrul. Nu, finanțelor, dar avem o mare problemă cu evaziunea fiscală. Este 12% evaziunea fiscală, după cum bine știți, de când am intrat la guvernare. Vom vedea ultimul. Îți trebuie o execuție bugetar, măcar trimestrială, ca să... Îți trebuie o execuție, nu am avut eu o discuție, am avut ministru. O discuție și trebuie o execuție ca să vezi și unde să trebuie luate măsuri. În privința cerealelor, am văzut că țara noastră stă foarte bine la această recoltă, însă am văzut deciziile și recente. Și importăm în momentul acesta și din Franței, Ucraina. Indiei și nu numai. Și există, atrag specialiștii atenția și chiar și ministrii care s-au întâlnit la acel summit, ministrii agriculturii, că o să fie o problemă cu aceste recolte. Inclusiv în țara noastră am văzut că fermierii români au făcut la Ministerul Agriculturii o cerere pentru măsuri de protecție. Întrebarea este care sunt măsurile pe care le luăm noi pentru a evita pe viitor o eventuală problemă din punct de vedere financiar. Deci nu avem o criză alimentară în România. În acest moment există... Acum nu, dar pe viitor... Iarăși, inflația și scumpirile au dus și din cauza lanțului de aprovizionare. Și știm lucrul acesta foarte bine. Iohannis recunoștea că ne-ar putea aștepta o criză alimentară. În România? Nu. Cred că s-a referit la, nivel mondial, la Macreb, la nordul Africii. Ajutor pentru industria agroalimentară, pentru producătorii agricoli. Am venit în planul de măsuri. Este pentru prima oară, este pentru prima oară când venim cu 10% pentru cei care procesează, un bonus pentru cei care procesează în România. Nu s-a mai întâmplat acest lucru. Nu poate să fie efecte într-o zi, fiindcă nu s-a strâns recolta ca să aibă ce să proceseze. Hai, să avem răbdare. Mulțumim mult! La carne nu trebuie să strângă recolta.